este scris aici de la versetul 1 despre dragoste și vreau să vedem, vă rog să mă analizați, să vedeți că nu voi abate Spiritul Scripturii, dar folosim textul acesta pentru viața de familie. Chiar dacă vorbim în limbi omenești și îngerești și n-am așa mea dragoste, sună acolo. Adică, poți să-i spui necrezi între trei limbi că o iubești. Dacă nu dovedești astea cu dragoste, asta înseamnă ceea ce simte ea. Eu se creadă că de ce spui asta? Nu o să înțeleagă că, de fapt, tu o iubești cu adevărat. E un nonsens. E fără valoare. De ce? Fiindcă în viață, cum spuneam de la început, noi suntem diferiți. Și trebuie să-i ofer celuilalt ce vrea el, ce vrei tu. De aceea scrie în continuare de la versetul 4, dragostea este de lup. Observați cum ce începe dragoste. De ce trebuie să fie de lup lucrător? Ca să suport ceea ce trebuie. Poți să înțelegi. Este plină de bunătate. Care dintre să ține de aici n-ar vrea să-i spun despre că este nevastă bună. Dar este și plină de bunătate. Asta înseamnă că nu se epuizează. Cum zice probabil 31, ei face bine și nu rău, în toate zilele vieții ei. Și azi și mâine, spun la altă bătrânețe. Dragostea nu prispuie fel, nici vorba de rațiune sau de amintiri vinovate. Dragostea nu se laudă pe sine. Dar nu prepufețește să laudă pe celălalt. Știți că bărbatul din probabil 31 se scoală și copiii se iau după el. Și aduce laude zicând. Și astea sunt pe drept. Nu se umplă de mândrie. Dar îi se permite să-l evidențieze pe celălalt. Nu se poartă de cuvincios. Dragostea are manieri. Și acum rețineți cheia la ceea ce discutam până acum. Nu caută folosul său, ci este preocupat sau preocupată de folosul celuilalt, celălalt. Și așa mai departe, cum știți, nu se mânie, s-a întâmplat vreodată. Nu se gândește la rău, ești vorba de gelozie. Un soț cu iubire este veșnic optimist. O să fie nevastă, nu vreau să spună, de mâine să fie cea mai bună nevastă. Nu se bucură de lejuire, este o tragedie pentru el greșeala celuilalt. Și se bucură de adevăr și acum rețineți, vine cu tăvălul. Acoperă totul. Noi să puteți acoperi sau mai amintiți greșeli. Spunea un biet bărbat care nu știa să facă. Nevastă mea, când se supără, devine istorică. Cineva l-a preajat la o chestie, zice, isterică, nu, nu, nu. Când se supără, aduce istoria la zi. Acoperă totul. Crede totul. E bună credința și în viața de familie. Să crezi. Nădăjduiește totul. Știi că dă să se pierde credința, măcar mai ținut o frânghie. Tot trag nădejde. Și în final suferă totul. Acum, dragii mei, spuneți-mi, în om suferă totul, mai merg că se mai divorțeze. Mi se suferă totul în zaltă să mor. Dar nu așa ceva sunteți întrebați să vă căsătoriți. Asta e tot lucru, nu? Dacă îl iubești pe celălalt, dar celălalt crede. Așa și trebuie să întâmple. Și apoi te întreba dacă până la moarte. Și dacă suferă totul, se ajunge acolo. Cine va arăta până la sfârșit, va fi mântuit. Doamne, ajută-ne! Până aici, totuși una teorie. Dar vreau să înțelegem și să scriem ce tendeau în mintea noastră aceste adevăruri. Pentru că celălalt o să creadă în seara asta că se și ia cu de treabă. Deci, gata să acționezi așa? Se spune că un om a organizat un concurs ciudat pentru două distruși de sale. Fiecare a fost așezată, sau i-a fost dorit un cal, a fost fixată o țintă în față și le s-a spus, calul căruia ajunge ultimul are o mare premiu. Și ăștia au pornit, dar fiecare trăja de timp. Du-te tu! Și l-a adus tu. Să rămână calul
de la urmă, să iau eu premiul. Fiecare vrea să ia premiul. Și-o fiului vreme, așa, nu știu cum. Și-o mă dă trece un om pe acolo și întreabă, ce-i cu voi? Ce pierde vreme? Nu că pierde vreme, concurs. Dar pe ciudat, calul cărei ajunge ultim, ia cu moarte, ia premiul. Omul acela i-a sfătuit repede să facă ceva. Ei au executat și în urmă au pornit într-o goală negură spre tine. Ce-au făcut? Ce i-a învățat să facă? Să schimbe care. Și de acum fiecare gonea pe, cam, pe calul și lui doar. Să rămână la Domnul. Să ia premiul. Cât te căsătorești, trebuie să schimbi care. Și de acum să joci în favoarea celuilalt. Dacă nu, tu n-ai înțeles cum se joacă piesa asta numită familie. N-ai înțeles cum funcționează dragostea. În favoarea celuilalt. Și mai puțin înțeles de persoana în cauză. Dar aceste reguli sunt numai pentru pocăiți. Prima lege a firii pământești, iubirea de sine. Ei nu sunt în stare să schimbe caii cei de bani. Prima lege a omului din lăuntru, iubirea aproape. Asta înseamnă schimbatul caiilor. Sau a intereselor, a folosului. Am venit să vă pun în această seară patru aspecte diferite între bărbat și femeie. Și fiecare să o asociem, fiecare din aceste aspecte să-l asociem cu câte o cerință a lui Dumnezeu. Și atunci când mă voi adresa bărbaților să înțeleagă că e vorba de ceva ce place soților lor și ei trebuie să facă. Ei trebuie să învețe lecția asta și când vă voi spune dumneavoastră, știți, că asta gândesc bărbații. Și trebuie să le faceți bucuria pe care au nevoie. Și să nu uităm să facem de fiecare dată, fiecare împrejurare și domeniu, bucurie și împlinire și lui Dumnezeu care ne-a creat și vrea să ne mântuiască. Stimați bărbați, soțiile noastre au nevoie de afecțiune. Ele au nevoie să se știe sub aripa unui bărbat, să se știe lângă soțul lor, să simtă o ocrotire. Poate ați văzut un ieroc cum se așează lângă voi. Poate uneori când sunteți plecați, v-au sunat și voiau măcar să știe ceea ce faceți. Sau aveau dorința asta de a fi aproape lângă un soț. Hai să vă citesc, dându-vă exemplul unei soții. Genesa 29. Aici este prezentată de ea, care avea o rivală cu persoana sorii ei, Rahela, și scrie de la versetul 31, Domnul a văzut că Lia era iubită. Vedeți ce însemna pentru Lia a fi iubită. Ce-a făcut-o să aibă copii? Pe când era stea. Lia a rămas însărcinată, a născut de lucru, i-a făcut numele. Așa, ceea ce însemna pe Vețiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea. De ce era mâhnirea? Că Iacob mergea și stătea cu Rahela și era sigur. Ia, te lași. Și avea ca bărbatul să fie lângă ea. A rămas iară să însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu era iubită și mi-a dat și pe acesta. Când ea că nu era iubită. De aceea a pus numele Simeon ascultat. A rămas iară și însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va aminti de mine. Și a pus numele Levi alătire. Și a strigat pe băiat prin casă, dar nu poate a strigat pe bărbat. Dar îi crește toată de mine. Că asta își dorea ea în iubirea ei. Să fie Iacov lângă ea. Este nevoie de ori, după cum bebelașii au nevoie să-i ținem în brațe. Să-ți faci timp, să stai lângă soția ta, să stea alipită de tine, să te simtă în preajmă, să te aibă aproape. Și Dumnezeu să vă dea armă să aveți timpul acesta. Stimate surori, să vă spun ce se gândesc bărbații cu referire la dumneavoastră. Un bărbat are nevoie de o soție care să fie lângă el și vrea să-i acorde dreptul acesta, e legitim, dar vrea ca soția lui să-l asculte.
să fie supuse. Începe Apostolul Pavel așa porunca nevestelor, fiți supuse bărbaților. Pentru că Adam a fost de față când Dumnezeu i-a spus la Eva să fie supusă. Știți cum sună în original textul acela din Geneza 3? În traducerea noastră zice versetul 16, dorințele tale, dorința asta de a fi lui eu, spune ceea ce vrei, te vom discuta, se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Dar în original sună cam așa. Dorința de a stăpâni bărbatul te va marca toată viața, de aceea cum să te stăpânească. Sună ciudat, dar eu am discutat în mod confidențial cu tinele soror, care au spus, frate, în firea mea așa gândesc. Dar dumneavoastră se tot ofice și nu-i problemă. Dar vă rog să înțelegeți că un bărbat are nevoie să știe că este, așa cum este scris în Estera 1, stăpân în casa lui, dar asta fără ordine la guvern, nici de la Dumnezeu. Să vorbească limba lui. Dacă nu se întâmplă așa, bărbatul se socotește că nu este bărbat. Și atributul acesta nu ține strict de stăpânire, ține de organizare, de orânduirea divină, fiindcă întâi a fost creat Adam și apoi Eva. De aceea cred că după cum o soție în naturalețea ei se simte bine alipită lângă un bărbat, tot așa un bărbat se simte natural și se simte întreg, dacă știe că soția lui este lângă el, dar el este mai înalt decât ea. De regulă așa sunt creați. Să înțelegem nevoia aceasta reciprocă și să o putem împlini. Amin? Vă dau pe exemplu, stimate surori, pe Sara, din 1 Petru, capitolul 3. Iată ce scrie aici. Și vă rog să rețineți că soțiile înseamnă respect, cum îl numea? Domnul ei, țineți minte surorul, aveți doi domni. Domnul Avram și Domnul Dumnezeu. Versetul 5. Astfel se împotriveau de la Sfintele Femei care dădeau Dumnezeu și erau supuse bărbaților ca Sara, care asculta pe Avram și numea Domnul ei. Și cine ei v-ați făcut voi dacă faceți bine, fără să plătecăți de ceva? Vă amintiți din cartea Geneza 12 și 20 până unde mergeți ascultarea Sarei? Știți ce vorbă o zis Avram? Ascultă-mă ca să meargă mie bine din pricina ta, auzi. Pare puțin despotic ordinul acesta. Dar Sara a fost gata să ducă ascultarea până dincolo de limitele normalului. Eu vă sfătuiesc să duceți numai până limitele normalului. Dar fiți supuse și Dumnezeu să vă ajute. Amin? În asemenea condiții, Dumnezeu dă binecuvântare. Dar acum vă rog să rețineți. Noi nu avem nevoie doar să ne știm autoritatea în familie și dumneavoastră să vă știți o grăbire. Noi avem nevoie să ne știm și unii și alții sub aripa lui Dumnezeu. De aceea în familie o relație este întreagă, întreită, când cei doi stau în subordonarea lui Dumnezeu. Aici în 1 Petru 3 scrie despre unii care nu ascultă cuvântul. Dar în mod normal, un bărbat trebuie să asculte cuvântul, pentru că spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11. Și aici avem imaginea aceasta completă. Versetul 3. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Nu există asupra relației între Domnul Iisus și Tatăl, că e în ordine. Numai cea de două segmente trebuie să fie în ordine. Între bărbat și Domnul Iisus, între femeie și bărbat. Sau între amândoi care compun familia și Dumnezeu. Fie ca Biblia să fie la loc de cinste în casa dumneavoastră. Vă rog să rețineți și să înțelegeți fundamentul textului din 1 Petru 3. Problema nu este acolo doar că bărbatul nu este bun cu femeia. În prim plan e problema că el nu ascultă cuvântul. Că el nu-i subordonat lui Dumnezeu. De aceea, surori, dar acum reclamați că bărbații voștri nu îndeplinesc condițiile cerute în familie. Să vă gândiți dacă relația este întreagă și dacă bărbatul slujește lui Dumnezeu. Pentru că de-abia atunci familia este binecuvântată și Dumnezeu să dea binecuvântare. Deci, cu alte cuvinte, și-am încheiat ideea aceasta. Acest
trio binecuvântate. Constituie baza familiei. Dumnezeu să stăpânească în casa noastră prin cuvântul Său. Bărbatul să-și ia în stăpânire controlul și autoritatea. Iar femeia să se simtă ocrotită. Pentru că așa a vrut Dumnezeu să fie din Eden și în toate familiile. Amin. În al doilea rând, bărbaților, vă spune arăși mai întâi dumneavoastră că soțiile, și cum cred că știți, au nevoie nu doar să le lăsăm să stea lângă noi și să aibă afectivitate. Au nevoie să discutăm cu ele și, în special, să le ascultăm și să ne depene toate gândurile și frământările lor. Și o femeie poate să discute multe subiecte într-un timp relativ scurt. Fiindcă așa este creată în mintea unui făt feminin, este un proces față de un alt proces în mintea unui făt masculin. Bărbații au ca un prag în creier și trec foarte greu de pe stânga pe dreapta. Schimbă foarte greu subiectul în discuție. Femeia nu are acel prag și schimbă subiectul fără nicio problemă. Așa suntem creați. Ele au un volum mai mare decât cuvinte. Noi suntem mai seci în exprimare. Dar iubirea ne poate face să ne ascultăm. Și să știți că o femeie când vorbește, sau, eu am spus altfel, femeile nu respiră doar prin aparatul respirator. Femeia respiră și prin cuvinte și prin lacrimi. Lăsați-te să respire. Ca să aibă un statut normal. Sunt create mai lacrimogene. Așa ne-a făcut Bunul Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegeți că un bărbat cu minte se poate raporta la soția lui și scrie în 1 Samuel, capitolul 1. Despre o soție cu probleme. Avea pe Penina, de aproape, acum nu mai există exact așa, dar poate să fie o vecină, o cunoaștă, soacra, mama, nu știu cine. Și scrie aici că o înțepa, chiar și când venea la casa Domnului și apoi scrie de la versetul 7, toți ani era așa. Atunci te-a plângea și nu mânca. Și Elcana știa, hai la femeie. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, vreau să discut cu tine. Pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-a simțit inima? Vedeți? Aceste întrebări, pentru ce, dau până la un răspuns pe larg. Astea nu sunt întrebări care așteaptă un răspuns sec. Yes or no? Nu? Trebuie detalii. Pentru ce? Ce s-a întâmplat? De ce este așa? Și oferă deschiderea și spune, uite, ofer. Pentru tine vreau să fac mai mult decât 10 fii. Și diferența între el și bătrânul preot Eli, care știți ce i-a spus? Citesc de la versetul 14. Până când vei fi beată, tot te trezești. Deci un bărbat care nu știe cum să-și ia femeia, vine acasă și în loc să o treabă scurt. Ai mâncat ce a spune nu. Poate postești sau nu-i poate. Dă-mi să nu. Bărbatul cu minte va spune, dragă, dar tot de ce n-ai mâncat? Ce probleme au fost? Vreau să mănânci cu mine? Vine câte o soră la consilier. Spune, frate, ce probleme am, și de caz. O ascult 10 minute. Spune, așa m-am ușurat, dar n-am apucat să-i spun de nimic să mă doresc. Ea s-a degajat, presiunea a scăzut și de caz de s-au dus. Ana, cu toate că de ele a buscat-o, a putut să-i răspundă. Și a zis, nu, domnul meu, nu sunt o femeie care suferă, i-a intrat în detalii. Și a început să-i spună, uite așa și așa, atunci s-a repliat și el și zice, nu te faci, Dumnezeu să asculte rugăciunea. Și așa s-a întâmplat și ea a încheiat frumos. Acum, surorilor, ascultați-mă. Bărbații lângă supunere, n-am nevoie de ceva. Un bărbat vrea ca soția să fie supusă și din punct de vedere al tuturor. Femeia este creată în așa fel încât se aseamănă cu natura până la timpului. Bărbatul este altfel. El este rectilinie uniformă. Un bărbat își dorește să aibă o soție care să-i fie la îndemân, cu excepția acelor timp în care este inadecvată să aibă intimități. Dacă o soție uită că acest aspect se incorporează în supunere, vă face o mare greșeală. De
Scriptura ne spune, nu, Corinteni, capitolul 7, și vă citesc sfatul Apostolului, de la versetul 2, totul de pricina copiii, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul lui. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevastă față de bărbat. Nevastă nu se stăpână pe trupul ei și bărbatul tot astfel, nici bărbatul nu se stăpână pe trupul lui și nevastă. Evident că acest fapt, șapte, este valabil în reciprocitate, dar de regulă în familie se întâlnește situația în care bărbatul dorește să aibă soție și poate o soție obosită, cu copii sau frământată, vorba cuiva, dorește că dintr-o seară să fie culnată mai cu perna. Și soțul lui de este culnat cu ea. Cu aceasta nu vreau să-mi dăm de înflânarea poftelor. Și chiar vă citi în continuare. Dar până să ajungem la punctul acela, să nu uitați, stimate surori, că între feciorie și căsătorie este o diferență, dar eu le-am spus surorilor noastre în biserică și vreau să vorbesc foarte deschis și cu dumneavoastră. Uneori mi-este milă de unele femei care muncesc ca un robot 12 ore pe zi. Și apoi, din știu eu ce boft, nu mai pot să muncească într-un puțin timp în serviciu bărbatului. Ați înțeles. De aceea, fiți înțelepte și fiți înțelepți. Fără să abuzați, iar dumneavoastră, cunosc cazul unei familii din țară, când bărbatul a plecat să muncească în Occident, fiindcă ea, vă aminti aceasta mai târziu, l-a provocat spunând, îmi trebuie bani. A plecat pe vreo două luni, a spus, ori mă duc înapoi în țară, ori mișto la mine. La care i-a spus, că pot să vin acolo, că a luat o bătrânică în ținere și trebuie să grijească de ea. Rămâi acolo și muncești, cum se bate, știți, dar nu se bate la ce cu bani. Până fusese în țară, slujea la Angol, la început o suna în mod regulat, el i-a spus, eu vin în țară, vină tu aici, lasă stai acolo. De la o vreme, telefoanele au început să se rărească, mai suna doar o dată pe lună și la un moment dat i-a aflat că el a avocat cu altcineva. Vine plângând și spune, frate, ce-i de făcut? Trebuia făcut ceva mai de mult. Dar eu m-am gândit, cum să las bătrânica asta? Deci ți-a fost mai, mică, mai milă de bătrânica asta decât de familia ta, nu? Păi ori renunțai, ori în ultim caz trebuia să lași cumva liniștită, în ultim caz, și să salvezi familia. Și într-o zi a fost citată la tribunal pentru divorț. Acum de curând bărbatul a venit cu cealaltă nevastă, a trecut prin fața ei, a roșcat-o cu vorbe de cuvincioase, acum regretă, dar ce folos că n-a știut principiul de care am discutat adineva. Aș vrea și noi să ne vedem cum funcționează scumpele noastre soții. Îmi vine în minte un alt caz. Erau două familii care erau foarte apropiate. Atenție și la aceste prevenii. Însă, sora din casă, să o numim așa, unde se adunau de regulă, era o femeie care avea nevoie de discuții, de afectivitate, de timp. Și bărbatul era un om pornit mai pe mult. Așa întierp și înapoi. În schimb, celălalt bărbat, să-l numim bărbatul Musafir, era un om care îi plăcea să discute, poate era și un alt temperament. Și sora asta aplicase încât nu mai discuta cu bărbatul ei toate detaliile și toate ofurile ei și le spunea, frate, nevasta lui era și ea tare cu munca, cu bucătăria. S-a întâmplat că, fiind foarte apropiați, se vizitau chiar și în absența cuplului gazdă sau cei doi să vină împreună. Și într-o zi când a venit fratele la sora din casă, au discutat, iată, obișnuit ca până atunci. Și la plecare, s-a plecat spre ea, a îmbrățișat-o și a sărutat-o. Ea s-a smuls din brațele lui, s-a trezit ca dintr-un vis, el s-a trezut și a plecat. Când a venit bărbatul de la servici, a spus exact ce s-a întâmplat, totul rămânsese la cum l-am relatat. Și a stat amândoi la masă. Și au început să discute. Ce s-a întâmplat? Suntem amândoi ipocriți. Am vrut să avem o viață frumoasă. Unde am greșit?
Și și-au dat seama că greșisele exact la aspectele care le-am discutat până acum. Acel bărbat a înțeles de atunci să vină mai repede la servici, i-a înțeles de asemenea să-și împlinească din toate punctele de vedere soțul și sentimentele lor să fie deschise, comunicarea să fie bună, Doamne ajută-ne! Cum v-am spus că vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, trebuie să discutăm. Avem dreptul la intimități. Da. Și astea trebuie întrerupte cu ceva sfânt. 1 Corinteni 7, versetul 5. Să nu vă lipsiți unul ca altă datoria de soț, decât doar prin bună măreală pentru un timp, ca să vă dediciți cu postul și cu rugăciune. Nu doar nevasta are nevoie să discuți cu ea, e nevoie să discuți cu Dumnezeu. E nevoie ca cei doi să-și petreacă timp în rugăciune. Acepiți timp când vreți, stăm împreună. Pe bună dreptate se spune cei care se roagă împreună, rămân împreună. Faceți timp să postiți. Dacă nu puteți să săptămână, faceți-o duminică. Spuneți pe sora să nu facă calendare. Aveți timp de rugăciune, faceți-o cum vreți. Dumnezeu îți face o biserică, dacă ați trecut careva pe Lara, sau veți avea ocazia, noi numim zi plină. Slujba începe dimineața la orele 9 și se termină seara la ora 7, fără nicio pauză. Ai zi de post și slujba în casa Domnului, cu mulți musafiri, e o binecuvântare. Nu ești ispitit să mănânci, trece foarte ușor. S-ar putea, uneori, postul să fie un efort mai mare. Dar este nevoie. Nu doar să ne consumăm în relația de familie, nu doar să părtășim, este nevoie în familie să ne rugăm și să postim, să cerem ajutor de la Dumnezeu. Pentru că oricât ne-am înțeles și noi de bine, orice părtășie am avea, fără ajutorul Domnului, familia nu poate să grăbească. Familia are lupte și viața de rugăciune va da izbândă, slăvit să fie Domnul. Trecem la unul al treilea aspect. Stimați frați, soțiile noastre, ca și Eva, au fost de față cu Dumnezeu spus la Adam să muncească. Și ele au nevoie să asigurăm baza materială și financiară a familiei. Așa că bărbatul e tare. Nu trebuie să muncească. Când bărbatul i-a dat bunca despre soții, s-a vorbit despre naștere, ele încearcă să scape de datoria lor, noi încercăm să scăpăm de a noastră. Și unii și alții trebuie să ne definim rolul. Și vom fi răsplătiți. Un tânăr poate are și muncește, dar nici o condiție pământească nu te supune la mai multă muncă decât viața de familie. Și ca bărbat trebuie să o faci. Dar trebuie să muncești cu drag. Spuneți-mi, au fost opositor cei 7 ani pentru Iacov. Cât i s-a părut? Vreau câteva zile. De ce? Muncea cu drag. Se gândea la cine? La nevastă. Deci când este mai greu la muncă, gândiți la nevastă. Dintr-o dată, gândul zboară și mâinile primesc noi energie. Pentru că Iacov, hai dacă l-am amintit să vă citesc despre el, spunea în cartea Genesa de la capitolul 10, am discutat cu șocul său, versetul 30, apare o întrebare, partea finală. Acum cât vreau să muncesc pentru casa mea? Asta e întrebare de bărbat. Trebuie să muncesc. Și dumneavoastră a spus întrebarea asta, că de asta ați venit în Anglia, nu? Să vă binecuvânteze Dumnezeu munca. Ascultați-mă ce vă citești din capitolul 31, cât de greu am muncit Iacov. 42. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeu, Tatălui meu, pe Dumnezeu, lui Abraham, pe acela care se temea Isaac, mi-a fi dat drumul acum cu mâinile goale și poate mulți patroni sau de aici v-ar fi dat drumul cu mâinile goale în România. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele. Pentru că scrie și peste 40, ziua mă dofeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de fric și îmi curgea somnul de pe ochi. Am muncit, Dumnezeu l-a venit. Asta este datoria noastră. Și vă îndemn să o faceți cu toată inima. De ce? Printre altele, pentru că o soție care nu are asigurată această bază materială sau financiară, trăiește în stres. Ea se frământ. În vremea când locuiam în Câmpeni, județul Alba,
încălzire aveam cu lemne. Și la noi, în zonă, erau ca niște reguli ale zonei. Când era vremea când era cositul fânului, când era transportatului de pe câmp, și apoi venea vremea adunatului lemnelor. Dar de data ce începea să se răcească, soția mea spunea, nu ne-am adus lemne. Eu nu puteam merge că părinții mei aveau păturiși. Nu puteam eu să stric o rară. Dar ea, cu două, trei luni înainte se frământa, să fie lemne. Pentru mine tot era mai rațional. Atunci mă duc și le-am duc și gata. S-ar putea tu să te gândești, atunci eu bani și până rezolvată, muncesc așa și fac așa. Dacă soția nu are siguranță suficientă, ea se frământă mai mult ca tine. De aceea te rog să te gândești cu mintea ei, dacă vrei să o înțelegi. Doar cu mintea ta. Tot ceea ce privește banul și avutul. Acum ascultați-mă, surorilor, ce gândesc bărbații. După ce muncesc, o zi întreagă. Că atunci când o să ajungă acasă, să găsească o curățenie de urs și mâncare. Un bărbat să așteaptă de soția lui să aibă un menaj pus la bine. Mi-amintesc că am fost într-o vizită pastorală, într-o familie, o casă sărăcăcioasă, fără baie, 8 copii, era pe la 10 dimineața, o oră matinală, curățenie lux, 8 copii mici. Așa s-a întâmplat că în aceeași jumătate a zilei am vizitat altă familie, tot 8 copii. Și avea casă, că a pus-o la punct și baia. A trebuit noi să mai ajutăm să ne găsim două scaune unde să stăm. Diferență. Așa am gândit eu ca nu să fie. Dar bărbatul bun gândește oare. Spunea un frate care a ajuns într-o criză de supărare și a dat o palmă să fie. Măi, omule, ce s-a întâmplat? Frate, am chitat serviciu, obosit. Nici vasele erau spărate, unde erau pe masă. M-am supărat. Dar mâncare făcuse, făcuse. Mai era și tot de bine. Decât să fi bătut, mai bine ferei că vasele pe masă, duceau acolo să se mănânce. Și noi vă ajutai să spele vasă. Deci cu asta nu spun că dacă știu eu aveți dureri sau rosari, sau copii mici și bolnavi, că trebuie să așteptați ca și va fi o condiție de protocol că vine ministrul, nu? Dar atunci când poți să faci. Știți ce scrie despre femeia aceea din Proverbe 31? Cum muncește? Iată ce vă citesc de la versetul 15. Ea se scoală când încă este noapte. Să știți că femeile care se scoală dimineața și bărbați, au ziua mai lungă. Și fac mai multe lucruri. Se scoală mai târziu, ziua scurtă. Nu reușesc să facă multe lucruri. Femeia aceasta de aici, nu doar că muncea, vă rog să ne țineți, ci rugați pe Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Bărbații era. Muncea cu cap. Împărțea peste zi lucrul slujnicilor. Acum nu mai aveți slujnice, nu? Dar poate mașina te spăla să meargă până dumneata faci la bucătărie. Nu dacă nu e invers, lasă de termin aici. Oricând te duci, nu mai e gata program acolo. Deci, a munci în mod ordonat, sincronizat. Pentru că altfel, nu ai făcut nimic. Degeaba ai muncit și ai călcat toate hainele și te păi și pe o scaunță. Și pe lași și spui, dragă, le mai caut o dată. Măcar a doua oră cu mine lor. Desperut, o femeie harnică. Se spune că după ce a mâncat, a adunat masa și a strâns. Le-a și pisat și pe seara, le-a dus acasă la soacră, s-a tot dus la pus. Încă și ce a rămas la masă, i-a dus ei. Când a văzut o boață, deci cu asta nu pot duce ferma mai departe. Merită. Dar altfel, totul s-a întâmplat. Poate vei spune, frate, vreau să fiu femeie pocăită, deci vreau să fixez o limită. Există extreme în orice lucru. Spunea o soră care era prea pornită de curățenie. Nu făcea altceva. Nu putea nici să mănânce dacă e ceva de făcut. Nu de rugăciune. Îi scria alte surori care mi se. Am învățat ceva. Șterg praful numai o dată pe zi și mai rămâne încă o dată să mă rog în trus. Deci fără să fie neglijată rugăciunea. Nu de la rugăciune trebuie tăiată. De la somn, de la povești. Că sunt, nu scrie unul,
Timotei, capitolul 5. Acum nu-i scris Evanghelia mai aproape, că ar trebui să scrie și fără vorbi la telefon. Mai cu seama dacă sunt aceeași rețea și gratis. Da? În realitate, 1 Timotei 5, de la versetul 13. Deodată se deprind să umble fără nicio treabă. Nu au activitate. Din casă în casă. Apar umblă din casă în casă. Sună din casă în casă. Și nu numai că sunt leneși. Să știți că lenea e păcat. Dar sunt și din bune și scoditoare și vorbesc. Și nu trebuie vorbit. Vedeți că se potrivește pentru problema de telefon. Vorbește și nu trebuie vorbit. Vreau, dacă văd de tine, să se mărite, să aibă copii. Nu cum îmi spunea mie o familie tânără, frate, acum trebuie să muncim, sau alții, vreau să s-au crezut că așa, dar primesc dezlegarea pe ușor. Frate, ne-am căsătorit și trebuie să mergem misionar, dar nu facem copii. Păi, dacă vreți să mergeți misionar din urmă ușor, să nu vă căsătoriți. Biblia a spus, spune Domnul Enemia, nu te căsătorești să n-ai copii, dar nu spune la nimeni căsătorești să n-ai copii. Le spune și aici, căsătorești să ai copii, dar nu te căsătorești. E ceva natural, sună logic, Geneza 1 încoace. Să fie gospodine la casa lor și să nu dea potrivnicului niciun prilej de o cană. Mai cu seamă la o familie numeroasă. Este mult de lângă la o mamă. Dar și la bătrâneții, cum scrie și în versetul 10, va fi cunoscută pentru faptele ei bune, dacă nu special a crescut copii. Nici o altă delincire nu ți-a mai multă preocupare decât asta. Și după ce vă mai cresc copilașii, ordine. Tu faci asta, tu faci asta, faceți-le orară. Și ați scrie Proverbeșul. Ia supravegherea ce se petrece în casa ei. Să vedeți ce frumos știu. Băieții, eu vă spun. Avem doar o fată și 7 băieți. Nu va toți băieți când place la bucătărie. Avem unul care îi place în mod deosebit, dar când devine rândul, e treaba lor. Și așa mai departe. Fiecare în parte lui, că dacă vrea să le facă mama pe toate, nu bine să le adune după ei. Un om matur nu e în stare să adune jucările pe un copil. Cât de mișcă, să mișcă un copil. Dar și el poate să-și le adune. Dumnezeu să vă dea harul vărniciei. Și dumneavoastră binecuvântare în muncă. Și când muncim, să nu uităm că Dumnezeu ne dă binecuvântare. Sau vreau să credeți că în familia ta este altfel? A spus Dumnezeu la evreii de Domnul Bob. Când o să ajungi în țară și o să ai de toate, nu cumva să zici, măria mâinii mele. Nu cumva să te-a pus să le arăți la alții cât ai făcut tu și ce mașină are. Îmi spunea un prieten al meu din Milano, Adi Vizdan, un băginar de Rădăuț, dorase un Audi model mai nou ce era atunci, așa că o prețuia din Rădăuț până Vicu, făcea o jumătate de ceas, nu cumva să dea pe proprioară. O ștergea după fiecare umblare. S-a dus cu soția undeva la Sibiu să-i vin pe cineva la mine. Obosit, s-a pus să-i vedea să odihnească, dar rudenile alea, și-a visat că cineva îi fura mașina. Și a venit unchiului sau cine era acolo și spunea, a, trebuie să-i fura mașina. A fost trezit din vis și exact asta i-a spus. Sunt la poliție, poliția a spus, uite, informă. Și a trebuit să amâne nunta. Și a zis, frate, după aia am adus înapoi în Italia, am muncit din nou, Dumnezeu m-a dat binecuvântare, în câteva luni am recuperat, dar de atunci am tratat mașina ca pe o mașină și am știut că tot ce am e de la Dumnezeu. Și când știi că ce ai de la Dumnezeu, mai trebuie făcut ceva. Să nu-i se dai partea Domnului, dacă e de la Domnul. Dacă e de la tine, poți permite să o dai. M-am uitat. Toți oamenii dau cel puțin zeciuială. Nu așa cum spuneam, frate, când a zis la noi în biserică, sunt 250 toți la zeciuială și altul a întrebat, cum? Îi spune-o Domnul la biserică, de la alții o ia Dumnezeu pe direct. Nu așa. Toți dau zeciuială în sensul că nu este omul să nu pierde 10% pe ce îi place. Dar depinde. Vă rog să vă măriți unde e hobby-ul dumneavoastră, unde e pasiune. Fiecare dă cel puțin 10% pe ei la idolul lui. Nu trebuie când îi focăști numai să spargi idolul și să dai banii acela Dumnezeu. Nu alții. Nu la timpul care n-a fi tăi, cum mi-a spus Domnul Nuia, într-un vis sau nu știu cum auzi, i-a zis, dă-mi mie timpul când îl vedești la televizor și îți mulțumim. Atât. Dă-mi mie banii care i-ai cheltuit până acum pe ceea ce ție ți-a plăcut. Și Dumnezeu să vă ajute. De-aia aceea Proverbe 31 își întinde mâna spre cel lipsit și îl este dărnicie. Dumnezeu dă binecuvântare.
Cum scrie Psalmul 112, am prăștiat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Țineți minte ce vă spun scurt. Dărnicie fără neprihănire există. Sunt filantrop, oameni de lume. Dar neprihănire fără dărnicie nu există. Amin. Și la patrulea și ultimul rând. Stimați bărbați, după ce devenim tați, soțiile vor să nu uităm. Și să ne îngrijim de copii. E drept? Asta știu că am copii. Și pe măsură ce crezi, de voi asta o dat mai mare. Dar eu mă întreb, doar nevestele au această pretenție sau și Dumnezeu ne cere ca noi, în primul rând, să îngrijim de copii? Ele i-au avut ca sarcină, i-au purtat. Dar, de îndată ce copilul crește, rolul mamei, aș spune, se reduce și rolul tatălui crește. Plus că ocrotirea peste familie, responsabilitatea, ține tot de bărbat. Să sesizați cum tratează Dumnezeu familia, tata și mama, prin prisma copilului. Când a venit vremea ca Maria să nască un bebeluș pe Domnul Iisus, Domnul i-a vorbit ei. Dar vă citesc din Matei, capitolul 2, când a fost nevoie ca să se deplaseze în Egipt, să vină înapoi, să meargă în Galileea. Cui a vorbit? La tata, din grija lui, Matei 2 cu 13. Domnul îi se arată în visul lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui. Deci iată că de acum, de îndată ce avem copii, mai trebuie să ne ținem doar soția de mână. Trebuie să ne ținem copiii în brațe, pe genunchi, și să-i învățăm, să-i dădărșim, și să ne păstrăm controlul asupra familiei, pentru că asta e foarte necesar. Nu e destul numai punctul anterior să aduci banii acasă și să-i spui soție, poftim cardul. Ia să spună mulțumesc și să poftim copilul. Iau. Este partea ta de grijă. Ia pruncul și de mama lui. Du-te acolo, du-te dincolo, fă asta, fă de cealaltă. Vreau să te țineți că asta e și porunca lui Dumnezeu. În cartea de Deuteronom, la capitolul 6, este scris de la versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le tipărești în mintea copiilor tăi. Când? Și să vorbești despre ele când vei fi acasă. Deci iată care-i rolul unui bărbat când vine acasă. Când vei pleca în călătorie. Poate mergeți până în țară, veniți înapoi. Când te vei culca. Nu o să copii să dau la desene animate. Adoarme-i tu citindu-le din Biblie. Un frate din America, de la frații minoriți, are 9 copii, dintre care unii sunt sursi. Și părinții aceia citesc Biblia, citeau Biblia în familie și în prezența copiilor sursi spuneau, nu ca unul, dar credem că Dumnezeu va cinsti cuvântul care l-am citit în prezența lor și va face să înțeleagă. Dar ce har dacă copiii noștri aud să le citim. În toate aceste ocazii, când te vei culca, când te vei scula, pune la fiș peste tot, pe pereți, într-o parte, într-alta, pune în fața ochilor lor. Obișnuim cu familia când mergem cu microbusul. Ori să avem un CD-ul pe care să citească Biblia, ori să citească unul dintre noi. Lucrul acesta l-a obișnuit și acasă. Și după ce am citit un capitol, fiecare să spună o idee, începând cu cel mai mic și terminând cu cel mai mic. Și când au spus 7 băieți cu idee, are dat la predica. E ceva foarte frumos. Se auzi pe fiecare, pentru un ultimul mare, voi să ia ideea lui primul. El poate să scoată ceva mai bogat. Efectiv, au scos ideea la care nu m-am gândit. Citeam o dată din cartea Exod despre felul în care au venit vrăjitorii Egiptului cu pe egile lor în fața lui Moise
Toriacul Ianos a prefăcut în șarte, au prefăcut și ei proiectele în șarte, până că șartele lui Moise a înghițit toiacele lor. Și apoi, cum știți, Moise a luat șartele de coadă și s-a prefăcut iarăși în toiac. Și bărbatul, băiatul din băieți, spune, stai de-a mă, lor le mai dea mâinile înapoi. Deci lăsați copiii să gândească aceste noțiuni, să se intereseze. Citiți-le! Și asta e datoria noastră. Înainte de a avea copii, eu puneam să citesc Biblia de Gorgea. După ce au venit copii și trebuia să ajungă în familie, ne-am venit undeva cu soția, au venit așa unul în altul, fost un copil în 9 ani, îi spălam de ceamă în serie. Unul era la bani, celălalt ștergeam, bărba. Și mi-am dat seama că nu mai reușit să citesc Biblia de Gorgea. Și atunci am trecut la următoarea metodă, o citesc cu vreunul ei. Cărți mai greu, cum ar fi profeții sau știu eu, din epistole, citesc singur. Și cu asta vreau înainte, dar cărți din istorie sau ce modifici de Evanghelie, citesc cu ei. Și atunci am câștig și eu, au câștig și ei. Este foarte important să țineți pas cu copiii și pe măsură ce crezi să fiți prietenii lor, dacă s-ar putea când copiii cresc mai mari, să fii duhovnicul lor. Să ți se mărturisească ține. Am avut o bucurie deosebită când băiatul cel mai mare, la 14 ani din centru din, am văzut că în ultima vreme atât de mult citise pe Biblie. Foarte mult. Și tată, vreau să mă mărturisesc. Dar ca să nu greșesc, ce am spus tot după foaie. Și a venit cu o foaie așa formată a 4 mari, era un copil cu minte. Dar și-a scris și gândurile lui. Pentru prima dată în viață am înțeles practic ce zice Scriptura în Evrei, căci cuvântul judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul l-a ajuns să identifice orice formă din faza primară a păcatului. Am ținut foaia aceea ascunsă o vreme și după jumătate aia spune, băiete, ia-o, știu că vezi dacă ai mai scăzut la ceva. Dar nu-s toți la fel. Fiecare băiat este felul lui, fiecare fată e felul ei. Și numai Dumnezeu ne poate da înțelepciune și dacă pierdem rândul. Am băiatul al doilea și în mod special al treilea, vremea aceea a fost cu casa în construcție. Și n-am reușit să ne ocupăm în mod suficient de ei. Și se vede, e o diferență. La cei mici ani am revenit, dar cei pe la mijloc nu sunt de cuminți ca cei mari. Sunt diferiți copii. Mi-am venit și de copii asta. N-am citit de Deuteronom când m-am bărbat, trebuie să o fac. Când erau copii mici, le povestea, ea avea și darul să născocească în întâmplări. Când eu îmi plăcea, s-a spus și eu. Discutați cu copiii, faceți vreme în asta. Nu-i lăsați la televizor, la desene animate. Eu când văd copii la desene animate, le spui, arăt cum adică face ăsta, că unul n-au mai. Și o să-i se pară că toată lumea așa mutilată. În loc să creadă pe mine îngeri să vină după noi, cred că o să facem ceva mișcări cu omul paian, cu o chestie din asta. Deci, să-i ferim de această stare lumească, măcar până sunt mici. Noi avem și grădinițe la biserică, că vrem măcar până la 7 ani să fie într-un mediu să se formeze. Deci, depuneți acest efort și Dumnezeu să vă dea resurse, putere și dragoste. Vor fi mari, vrei să-i suni, să-ți mai spui, să-ți mai spui o frază, spune gata, n-am mânt, mă grăbesc. Spune mic, e acolo în brațele tale. Și poți să-i spui câte vrei, Doamne, ajută-mi. Amin. Stimate surori, mi-a mai rămas să vă spun cum am spus ceva, da? Ați văzut cât i-am pus un bărbat să facă? Domnul i-a pus. Eu le-am reamintit să știți că bărbații au nevoie să fie ajutați. O vorbă înțeleaptă spune, orice captare are și un loc moale. Cât e bărbatul de robust, e slabă la lui de cum. Și are nevoie exact ca de femeie să-l ajute. E destul. Dar dacă demoralizezi, dacă atunci când vezi că se apucă de ceva, nu-l încurajezi și nu-l ajuți. Asta înseamnă să fii femeia nebună, doar 14, unul care demolează casă. Nu ești de aia. Nu poți, așa cât au făcut alții. Încurajează-l și ajută-l să vă ajute Domnul să ajută bărbatul. Un bărbat era dus să dea un interviu pentru a se angaja. Și soția lui s-a gândit, oare să ia? O să intre pe postul acesta, dar era ceva un concurs mai greu.
S-a gândit totuși bărbatul meu, era optimist, ca dragostea, că nădăjduiește tot, crede tot. Și s-a gândit să-l aștepte într-un mod plăcut. Și a scris câteva rânduri, felicitându-l. Ești un sos deosebit cu calități afară. Am știut că o să iei concurs. De aceea primește cuvintele mele de respect. A pus într-un plic foaia aceasta, a întâlnit și a gândit, da, dacă nu mi-a concurs. Atunci a scos altă foaie, să-l consoleze. Și a scris, dragă, nu sunt probleme, Dumnezeu ne va ajuta în altfel. Eu știu că ești un bărbat deosebit, dar cred că Dumnezeu îți pregătește altceva. Și acum, să dea copii pe geam și vadă după fața lui, a luat un cruzonul ăla. Și când am văzut că e vesel, a scos repede plicul cu cerul cu felicitare și celălalt a scos un capăt. Am terminat cu plicul, el a citit cele scrise și am îmbrățișat-o cu mulțumire, timp în care a căzut plicul celălalt. Acum, în familie nu sunt decât drepturi de părtășie, nu sunt drepturi de a te ascunde unul de altul. A trebuit să o lase să citească și pe celălalt. Și am mai îmbrățișat o dată. Se cuvenea. Deci, este nevoie să ne ajutăm unii pe alții. Noi vrem să ajutăm la creșterea copiilor, dar dumneavoastră, ajutați-vă, stimulați-vă bărbații. Știți că rata sinuciderilor la bărbații nu e mai mare ca la femei? Eu am urmărit statistic. Pare că se doar în două țări de glob. Bărbații trăiesc într-o țară cât femeile, de aceeași longevitate, și într-alta trăiesc bărbații mai mult. De rest, toate țările femeile trăiesc mai mult. E o bază mai slabă, ține mai mult. Și rata sinuciderilor la bărbații e mult mai mare. Bărbatul se supără, intră într-un colaps. Femeia plânge, se răzbună și revine. Ajutați-i. Au nevoie de așa ceva. Știți că și Domnul Iisus a avut nevoie să vină un înger să-l întărească? Știți că a fost nevoie să vină Moise și este adevărul meu? Și bărbatul are nevoie. Poate l-a supărat cineva la servici. Și ca să ne încredințăm și pe unul și pe altul și să fim siguri de ajutor, să apelăm la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care va sprijini familiile noastre, slăvit să fie El. Amin. Dați-mi voie să mă adaug o prelatare. V-am ținut cam mult, dar altul doresc să zicem. De altfel, eu am mandat după Biblie să promovesc cuvântul și la timp și ne la timp. Dumneavoastră faceți bine dacă ascultați. Era un moment de tânăr, cum zic dumneavoastră. Pune voi, soția, după toate aspectele de care am discutat, că sunt feminine, îi spune într-o dimineață soțului care vrea să plece la servici, dar familie care obișnuia să se roage dimineață. Dragă, mai sunt doar câțiva bani de card, cash, mai am doar niște câțiva măruți. Copilul este bolnav, trebuie să mă duc să cumpăr niște medicamente. Deci, când este gol, trebuie să mă duc la magazin. Ce face? Și l-a zis, auzi, hai să începem cu rugăciune, mai întâi ce problemă ne-a dat Domnul. Și-au citit pare mi se din Evrei, capitolul 13, unde în versetul 5 scrie următoare. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. S-au părătat. S-au rugat. Și el a zis, auzi, Dumnezeu să lucreze într-un fel. Te duci și faci ce poți cu câțiva bani. În aceeași dimineață, pe același traseu, a plecat serviciul patron. Bine îmbrăcat, o mașină de lux. La câțiva kilometri, face un bani. Se gândește ce ai făcut, dau un telefon, undeva la o serviciu, se vrea dimineață. Eu să-mi schimb roata, îmi întrebesc cum așa, îmi vând înapoi să-mi schimb eu postul. În timpul ăsta apare fratele din urmă. Oprește lângă el, poți să vă ajung cu ceva? Nu am bani. O schimb eu. Te pricepi? Bineînțeles. Ăsta se uite bucuros și la gata spune cât costă. Ca să ajuți un om manecat, nu costă nimic. Duceți-vă liniște, două zi bună. Dom'le, dar cum să-mi faci serviciul ăsta? Fii liniștit. Și eu mă grăbesc și mi-a dat de grăbesc. Și proprietarul patronului cu mașina spune, auzi, se prezintă George, eu numesc încântat de necunoștință, dar pleacă. Patronul rămâne în mașină, pleacă și el se gândește, măi, ce omul ăsta? Asta nu m-a pocăit pe lor. Așa îmi spunea tata, să faci bine la oameni și să ne aștepți răsplată.
Tata celui patru curise și el și-a zis, dacă mai trăi tata, știu că mi-ar spune și mie să mă întreb. Și în vremea aceea se purta părul lung, ca la modul. Și a zis, i-aș face măcar bucuria asta să mă tund. Dar măcar că tata e mort, totuși mă tund. Soția lui, când a venit vremea, s-a dus la farmacie, s-a dus la magazin. Și când a ajuns cu cele cumpărate la caserie, cu coșul, a aflat că nu le ajung bani. Și asta în paralel, am zis chiar și pe cap, mă duc și mai turn înapoi raft. Știi, oamenii care stăteau la urmă, se întinde o mână binevoitoare și întinde $100. Spune, ia banii aici, plătește și hai că ne grăbim. Dom'le, nu, hai, am spus-o. Plătește și pe diferența aia, sub $10 sau cât era, și dă-se de restul înapoi. Să spune, nu, rămân acolo, gata. Dom'le, dar cine sunteți, dar cum? George, mă numesc. Se întoarce acasă și așteaptă soțul bucuros. Că ce citisele de dimineață devenise realitate. Și spune, dragă, minune. Nu doar că am cumpărat tot ce am avut nevoie. În cam acum am peste $80 acasă. Cum? Uite cum s-a întâmplat și un om pe nume George mi-a dat banii ăștia un lucrat și nu mai vreau să ia înapoi. Și îți zice, și eu mă întâlnit azi dimineața lui George, cum arăta? Deci am plătos, drumul ăsta era tot scoat. Nici el nu știa că respectivul a fost soț și și-a avut soția lui. Știa Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne mai ajute. Facem și o scurtă recapitulare să ținem minte. Nu se fixeze în memoria, trebuie să delegăm cu un jnur de aur. Ați iubi aproape lui. Înseamnă mai întâi ați iubi partenerul de viață. Pe care Dumnezeu ne l-a dat în lumea aceasta și pentru care trebuie să-i mulțumim în fiecare zi. A-ți iubi nevasta înseamnă ai oferi afecțiuni. Ai oferit timp să discute cu tine părtășie. A aduce banii necesari după binecuvântarea care Dumnezeu ți-o dă. Și a înțelege că-și copiii i-a săcut împreună. A-ți iubi bărbatul înseamnă vă amintiți ce, da? Nu eu cum nu înseamnă a fi supusă. Înseamnă a te oferi lui atunci când este nevoie. Să-ți faci serviciul care îți revine în familie, în plan familial, acasă. Și de asemenea să nu uiți că ai fost dăruită ca un ajutor potrivit. Ca împreună să facem un întreg binecuvântat. Și cel care este deasupra și care este Tatăl și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Credeți că viața familiei noastră va fi acolo de seara asta? Dragii mei, în familie trebuie să ai dragoste multă și înțelepciune tot atât de mult. Mai dau și pe scurt. Iertați-mă, Alex. Zic că trebuie un bărbat într-o zi, ca o zi, poți să slujești astăzi? Nu, frate, nu am o problemă cu nevastă. N-a spus-o direct, dar ca nu să vrea să spună că nu l-a ajutat soția în slujire și că a greșit ceva și el s-a rănit în inima lui. Așa s-a întâmplat că după slujba din acea seară, soția lui a venit la mine. Plăcut și spune, frate, așa m-am necăjit, eu aș vrea ca să mi-a ajut soțul să fie bine. Dar uite, el așa a pus problema și mi-a dat seama că amândoi sunt bine intenționat, dar nu știu cum să trate de problemă. Și am zis, noi ce să fac cu voi? Să vă mai botez o dată sau să vă mai pun o dată? Ce bai la voi? Nu știți pocăi sau nu știți cum să luați viața de familie? Să credeți, cum scrie la una din biserici din Apocalipsa, că faptele de pe urmă sunt mai bune ca cele din tâi. Nu mereți pe regulă aceea că și în familie trebuie să fie, a, o fă la tinereți. Nu. Nu trebuie să mergeți după regulă că faptele de tâi sunt mai bune, să fie cele de la urmă mai bune. Amin? Amin.